1. Să servească drept reședință unui suveran sau unei mari personalități. 2. Să adune în încăperile sale cea mai bună dintre lumea bună, la baluri, serate dansante, ordineuri elegante. Astfel structurează percepția romantică, dar și exigențele pragmatice ale limbii, testul celor două condiții pe care trebuie să le îndeplinească orice clădire care își revendică trufaș numele de palat. Palatul Știrbei, aflat pe Calea Victoriei, la numărul 107, trece testul cu maximum de puncte. În 1835, când a poruncit ridicarea construcției, Barbu Dimitrie Știrbei era mare logofăt, dar avea să devină curând domnitor al țării românești. Așadar, ultimul domnitor al Valahiei a locuit aici. Și tot aici se țineau odinioară cele mai elegante baluri din București. Nu suspectați un exces de limbaj venit din entuziasm. Mărturii ale vremii cataloguează balul Știrbei drept cel mai select al sezonului. Însă, desăvârșirea statutului de palat al clădirii, prin adăugarea componentei cu numărul 2, aceea mondenă, îi se datorează mai curând lui Alexandru Știrbei, fiul domnitorului. Și tot lui îi se datorează și renovarea construcției după planurile arhitectului Friedrich Hartmann, palatul căpătând ulterior înnoirii un aspect care, în linii mari, s-a păstrat până în zilele noastre. Printre cele care au dispărut pe drumul până la noi, înșirăm selectiv acareturi întâlnite la case mari, precum curtea de onoare din fața clădirii, parcul din spate, grajdurile și pifnițele pentru depozitarea vinului. Revenind la cele care s-au păstrat intacte, pomenim aici obișnuințe de la case mari, precum întrunirile de oameni fini și cu vocație, în scopuri artistice. În termeni contemporani, palatul adăpostește în Bucureștiul de azi evenimente culturale, care păstrează aliura de noblețe a așezământului. Un program prezentat de Poiana Urbană și partenerii săi.